exemplu de bucuroși pe registru măritul pe care m-a sprijinit mai mult și atât de mult statul de lucrurile pe care a reușit să pună unul. Are astăzi o confirmare prin acest prim sport reconectat și care are la bază un argument foarte puternic dorința noastră de a readuce Roma, dar nu numai, și alte destinații, spune aici, și alte destinații să le readucem pe aeroportul de Bacău. Domnul Isărugu, domnul Mugo, vicepreședintele Aeroitalia, care este responsabil pentru subiectele de aeroporturi. You know, but I just want to thank you, you know, for this welcome. Nu fost, please. Deci, mi-am dat cuvântul, trebuie să vă mulțumesc pentru această rubrică de curață și permite ca pe viitor să duți și mai multe declarații venind mult mai des la Bacău. We want to thank you for the opportunity. You know that this flight today is the first flight and there were 173 passengers aboard. In Fiumicino Airport, they have a certain number of new connections during these days. None of them with the same success that this flight had. So, if the good things starting from the beginning, this one starting in the proper way. Domnul Bucu, mulțumește încă o dată pentru această bună călduroasă, amintește de faptul că lucrurile bune se văd de dimineață. Cursul a avut un grad de încărcare foarte bun, ceea ce ne încurajează și ne dă simte că va fi pe viitor toată o încărcare foarte bună. Pentru comparație, am întâlnit domnul Bucu, pentru comparație, sunt mai multe zboruri care au fost lansate în această zi de pe aeroportul din Fiumicino. Și asta este numărul 1 cu un grad de încărcare atât de mare. Un adevărat succes, spune domnul. But in saying that, just thank you once again, and I think that this is the first flight of a very long time, but this classic and not any the possibility to end up this cooperation. And it was quite successful from the day. Thank you a lot. Domnul, mulțumesc încă o dată și este foarte convins că acesta este primul zbor din cele de multe care vor urma și va fi un succes pe termen lung. Domnul președinte, vă rog frumos. Mulțumesc, că într-adevăr este un pas important. Bine ați venit în Bacău, domnule vicepreședinte. Noi sperăm să fie începutul unei colaborări frumoase. Ne dorim să deschidem și alte rute de interes. Noi am făcut o selecție a rutelor care sunt importante, nu doar pentru județul Bacău, pentru că reconect înseamnă nu doar Bacău, ci înseamnă și Vaslui, și Galați, și Vrancea, și Neamț, și Covasna, și Harghita. O să facem de așa natură, eu mă bucur că domnul președinte Besniuc, care este sufletul acestui proiect, a prezentat ieri în fața consilierilor județeni un raport de 100 de zile pe care vă invit să vedeți care sunt evoluțiile. Ne-am propus să fim extrem de transparenți și extrem de aplicați pe necesitățile cetățenilor, nu doar din Bacău. Eu cred că împreună cu Aeroitalia vom face un parteneriat foarte bun, de lungă durată. Și noi sperăm să ne pliem pe necesitățile dânșilor, așa cum și dânșii sperăm să se plieze pe necesitățile noastre. Îmi doresc de asemenea ca această zi să rămână ca un jalon într-o evoluție crescătoare de până aici. S-a văzut în raportul prezentat de domnul administrator, s-a văzut o evoluție în crescendo, un lucru bun pentru aeroportul din Bacău, un aeroport extrem de modern, un aeroport extrem de sigur. Sperăm să devină, după ultimele investiții care le vom face, ultima investiție pe care o vom face la nivel de siguranță aeroportoară, să devină unul dintre cele mai sigure
aeroporturi, infrastructura ne ajută, ne ajută și faptul că avem o conducere pliată pe ceea ce înseamnă un management profesionist și îl felicit pe această cale pe președinte și sperăm să facem împreună cu Consiliul Județean, cu aeroportul și cu Aero-Italia, să facem de așa natură încât aeroportul din Bacău să se reconecteze la toate rutele importante pentru locuitorii, nu doar din Bacău. Mulțumesc! Bine ați venit în Bacău! Domnul președinte, dacă acceptați ca să semnăm acest mesaj frumos Bacău-Roman și să avem ca și o amintire foarte frumoasă. Ce înseamnă acest prim zbor pentru aeroportul din Bacău? Am explicat, e foarte simplu, dacă vorbim despre cifre, 200.000 de euro venituri suplimentare pentru aeroportul Bacău. Dacă vorbim despre oameni, este vorba că reconstruim legătura directă dintre Roma și Bacău, ceea ce a fost solicitat de atâta timp de către toți cei care au insistat sau sunt în afară, dar nu numai și cei din Bacău care vor să călătorească pe muntă, sigur că da. E posibil să urmeze alte curse? Aici e provocarea pe care vrem să o delegăm către domnul președinte. Nu neapărat, pentru că dumneavoastră sunteți principalul arhitect acestui lucru. Noi facem de așa natură încât să sprijinim să dezvoltăm și alte curse. Dacă sunteți curioși să vedeți raportul de activitate, celor 100 de zile de management al unui președinte și al echipei întregi de pe aeroportul din Bacău, o să vedeți că sunt câteva rute care vrem să le deschidem într-un timp rezonabil și nu numai, mai avem și alte planuri. Am văzut un plan și a elaborat un plan extrem de articulat din punct de vedere al eficienței economice. Mă bucur că aeroportul stă doar pe ceea ce produce, asta este extrem de important și mai important e că sunt perspective prin noua
noul mod de abordare al curselor, al rutelor pentru Europa și nu. Nu vrem să dezvoltăm mai mult, important e să facem întâi și după aia să spunem. Dar avem în calcul să dezvoltăm două rute extrem de importante și sper să discutăm cu domnul vicepreședinte, să avem un început de discuție pentru Bergamo și Torino. Vice President, if you have some declarations additional, aveți întrebări pentru domnul vicepreședinte de la... Okay. So, as you have heard, the next request is for Milano Bergamo and Torino, coming from our president of the Paco County. I think we take it. Yes. Excellent. You will make happy all the people who are traveling to Bergamo. Very great. It is a real opportunity. Este o reală oportunitate pentru noi. Disconnection in the past. They were it's a pity that they are not But what we hope to be able to take what they built it up, giving. Noi sperăm că vom reuși să reconstruim aceste destinații, considerând area de acoperire care există. Thank you so much. Thank you so much. Mr. Logo, what happened in the Vici Roma yesterday? Football. It was a great match. For me, you know, one of the two is to lose, and this time it was wrong. But you can have not exactly this one, brought, you know, not the team, but, you know, part of the sponsor of the team, you know, in Budapest yesterday. So the good is that we played the finals. So, then in the life you cannot always win. But let's see next year, what is going to happen. Mulțumim foarte mult încă o dată. Mr. Vice President, please.